Bună din nou și bine ați revenit la un nou videoclip. Vreau să vă spun că nu am mai fost de foarte multă vreme atât de încântată să filmez un clip și mă bucur foarte tare chestia asta. Astăzi vreau să vă arăt ce cărți am mai cumpărat sau primit eu în această vară. În mod normal, așa cum știți, eu vara nu prea acumulez cărți, din simplu motiv că nu prea sunt târguri de carte, nu e niciun fel de sărbătoare, nu e ziua mea, nu e Crăciunul, așa că, în general, vara e mai low, însă vara asta am peste 20 de cărți să vă arăt. Le-am organizat pe căprării și o să încep cu cărțile pe care le-am primit fie de la editor, fie de la autor, special pentru canalul Irina Citește, pentru recenzie. Prima carte pe care vreau să vă arăt este Henrik de Mol și Planeta de Aur de K.J. Meklenfeld, nu știu exact cum se pronunță, cartea apărută la editura Univers și pe care eu am primit-o de la autor și editură împreună, ceva de genere. Cartea este scrisă de un autor olandez de origine română, cărui pseudonim este K.J. Meklenfeld. E foarte drăguț pentru că și-a construit, din câte am înțeles, o personalitate, această persoană, KJ, care este de fapt un ursuleț de pluș, mi se pare foarte cute. Cartea este o carte de copii și, din câte am înțeles de pe spate, urmărește povestea unui băiețel care trăiește împreună cu bunicul său într-un muzeu de jucării, dar într-o noapte acesta bunicul dispare și puștiul se găsește singur și trebuie să rezolve misterul. Mi se pare că sună foarte cute, nu știu exact pentru ce vârstă este cartea asta, dacă este fix de copii sau nu. Oricum, este pe TBR-ul de septembrie, o să o citesc luna asta și o să vă spun cât de curând cum mi s-a părut. Următoarele cărți sunt, de fapt, un set de cărți pe care le-am primit de la cei de la editura Paralela 45. Le mulțumesc foarte mult pentru pachet și, pe de-o parte, mă bucur foarte mult cadoul lor și, pe de alta, mă sperie un pic, sinceră să fiu. E bine, cei de la editura Paralela 45 mi-au trimis toate cărțile lui Kerry Smith. Kerry Smith este cea care a făcut Wreck This Journal, de exemplu. Eu nu știam că sunt atât de multe cărți, sinceră să fiu, sunt complet șocate de câte sunt, dar să vi le arăt pe rând. Avem termina această carte, Cum să fii un explorator al lumii în care trăiești, Manualul accidentelor și greșelilor, Aceasta nu este o carte, Lumea imaginată de Fill in the Blanks și, evident, Jurnalul trăznit pentru vacanță și faimosul Jurnalul meu trăznit. Motivul pentru care pe mine mă sperie un pic cărțile astea este faptul că eu, în mod normal, nu sunt o persoană extraordinar de creativă. Am încercat să mă joc un pic cu asta, însă eu urmăresc instrucțiunile cam prea ad literam, cred că it defeats the purpose, să zice. Și mai ales în comparație cu ce a făcut Adela, de exemplu, cu Wreck This Journal, care este o operă de artă în sine, mi se pare că... Dar acum o să o folosesc mai mult ca mod de relaxare și poate dacă mă o să fiu mulțumită de rezultat, o să vă arăt și vouă ce am făcut. Până atunci mai am un pic de lucru, a zice. Au fost cărțile pe care le-am primit de la edituri și de la autori pentru canalul Irina Citește. O să vă arăt ce cărți am mai primit extra, ca să zic așa. Pe prima v-am mai arătat-o deja, este o carte primită de cei de la editura Nemi. Este vorba de Bufnița care se temea de întuneric, de Jill Tomlinson. Eu am primit această carte cu ocazia unui eveniment pe care l-am organizat la British și a fost o seară de storytelling unde s-a citit din cartea asta. Mi-a plăcut extraordinar de mult, v-am mai zis deja, cred că i-am dat 4 sau 5 stele pe Goodreads, este o lectură atât de nice, mie mi-a luat, nu știu, vreo 40 de minute, a zice, dar pentru copii este absolut perfectă și mă bucur foarte mult să știu că în seria asta mai sunt două cărți de Jill Tomlinson, și anume Gorila care voia să se facă mare, care am înțeles că deja a apărut, și Pinguinul care voia să afle mai multe, care sunt în curs de apariție. Cărțile astea sunt pe cât de drăguțe, pe atât de educative, sunt absolut minunate. V-am mai zis că la mine în familie cred că a citit cărticica asta toată lumea și toți au fost foarte încântați. Cartea la care nu mă așteptam absolut deloc și nu trebuia și am zis asta și persoane care mi-a dăruit-o, dar o zic și acum, este o carte pe care am primit-o de la Anca Ciochina. Anca a câștigat un concurs la mine pe canal și ne-am văzut undeva în oraș să îi ofer cărțile câștigate. Ei bine, nici ea nu a venit cu mâna goală și mi-a oferit copia ei din Cavalerul celor 7 regate de George R. R. Martin. Este un prequel, ca să zic așa, al Song of Ice and Fire, al seriei Game of Thrones. De-abia aștept să citesc cartea asta, dar încă nu m-am hotărât dacă o să citesc acum sau să citesc după ce termin tot Game of Thrones, ca să fie așa un extra. Dar dacă ar fi să aștept până apar ultimele două volume din Game of Thrones, probabil ar mai dura încă vreo 3 ani. Nu știu exact ce să fac. Cartea asta a apărut la noi la editura Nemira, în limba română, dacă vreți să o citiți. Nu știu, spuneți-mi și mie dacă sunteți fan Game of Thrones, dacă ați citit-o și cum vi s-a părut. Iar următoarele 5 cărți din nou au fost o surpriză totală și nici până astăzi nu știu exact de ce am primit aceste cărți. V-am mai zis eu câteva rânduri că au mai fost colaborări pe care eu le-am avut cu diverse festivaluri de literatură de la noi, Gala Industriei de Carte, etc., etc. Și, în general, în urma acestora primeam niște cărți care compensa faptului că am fost acolo.
Ei bine, acum una dintre organizatoare mi-a dat un mail și mi-a zis, vezi că te așteaptă niște cărți la Polirom. Și eram, why? Pentru că nu am mai participat la nimic de genul în ultima vreme și nu știu exact de ce am primit aceste cărți. Nu mă plâng, mulțumesc foarte mult editura Polirom, dar trebuie să înțelegeți că sunt ușor confuză. Prima pe care vreau să vă arăt este O ciudățenie a minții mele de Orhan Pamuk. Eu am mai citit 2 sau 3 cărți de Pamuk. Sigur am citit Zăpada și Monument Roșu, care mi-au plăcut extraordinar de mult amândouă. Așa că sunt curioasă să văd cum este asta. Nu știu despre ce e vorba. Tot ce am putut să aflu de pe spate este faptul că are în centru orașul și oamenii, orașul Istanbul, evident, orașul și oamenii și vitalitatea de pe străzile din Istanbul. Ce mi-a mai plăcut a fost faptul că pe spate spune că Pamuk a făcut pentru Istanbul ceea ce Joyce a făcut pentru Dublin, lucru care pe mine, sincer, să fiu m-a convins să citesc cartea asta. A doua carte pe care am primit-o de la ei este Asasinul Orb de Margaret Atwood. Eu am mai citit o carte de Margaret Atwood și anume Povestea cameristei, apărută la noi la editura Arthur, dacă nu mă înșel. Aia mi-a plăcut extraordinar de mult, așa că automat îmi place stilul autoarei, sper că așa asta să fie la fel. Și pe spate avem așa. După 50 de ani, Iris Chase își amintește împrejurările misterioase dispariția Laurie. Viețile celor două surori își împletesc firele, iar episoadele erotice se întretaie cu destinul unui asasin orb, pus să ucidă o fecioară de care până la urmă se îndrăgostește, dar și cu apăsate aluzii mitologice de care Eneida lui Virgiliu nu este străină. Întreaga istoria romanului nu părăsește însă fundalul secolului al XX-lea, pe care Margaret Atwood de la acoperă de umbrele trecutului, de fiorul fanteziei ce pândește viața cu iubirile și trădările ei. Și văd acum că a primit premiul Man Booker în 2000, ceea ce este foarte tare. Nice! Nu știu, nu auzisem de cartea asta, dar v-am zis, Handmaid's Tale mi-a plăcut extraordinar de mult, așa că sunt tare curioasă. Următoarea carte este din nou o carte de care n-auzisem și de data asta n-am auzit nici de autor, ceea ce și probabil acum o să-mi zăriți cu toți în cap. Este vorba de Cumpătarea de Maria Duenas, cred că se pronunță. Haideți să aflăm împreună despre ce este vorba. Spune așa. Nimic nu l-ar fi putut face pe Mauro Larrea să presupună că averea pe care o strânsese în ani întregi de eforturi încărnicenate și de riscuri asumate avea să se năruie dintr-o singură lovitură năpraznică a sorții. Sufocat de datorii și de incertitudine, își investește ultimele resurse într-un proiect riscant, dar care îi dă speranța că s-ar putea pune din nou pe picioare. Asta până ce tulburătoarea Soledad Montalvo, soția unui negustor londonez de vinuri, intră în viața lui învăluită în lumini și umbre, târându-l într-o aventură pe care nici n-ar fi putut-o bănui. Nice! Din tânăra Republică Mexicană în splendida Havana colonială, ce tare! Din Antile până în Jerezul sfârșitului de secolul al XIX-lea, când exportul de vinuri către Anglia a transformat orașul andaluz într-o enclavă cosmopolită și legendară, prin toate aceste decoruri ne poartă Cumpătarea, un roman ce vorbește despre victorii și înfrângeri, mine de argint, intrigi de familie, podgorii, crame și orașe magnifice, a căror splendoare a fost măcinată de trecerea timpului. Foarte tare, ce-mi place foarte mult la cartea asta nu este atât acțiunea în sine, cât mai degrabă settingul. Eu am citit destul de puține cărți scrise de autori sud-americani, am citit mai multe de Liosa și toate mi-au plăcut extraordinar de mult, așa că sunt curioasă să mă reîntâlnesc cu lumea asta. A patra carte pe care am primit-o de la Polirom este Munții Înalței Portugaliei de Ian Martel. Partea mișto este că eu am inclus cartea asta în top 5 cărți de citit în 2016. Mă bucur foarte mult că deja Polirom-ul a tradus-o. Pe lângă faptul că este o carte absolut superbă, are niște culori minunate, îmi place la nebunie. Cartea este despre. În Lisabona lui 1904, tânărul Thomas descoperă un jurnal vechi. Acesta lasă să se întrebe existența unui artefact extraordinar, care, dacă va fi găsit, va redefini istoria. La volanul unuia dintre primele automobile apărute în Europa, tânărul pornește în căutarea acestei comori stranii. 35 de ani mai târziu, un medic din Lisabona, pasionat de romanele polițiste ale Agatei Christie, face autopsia unui cadavru și se găsește în fața unui mister de nepătruns, consecința căutărilor lui Thomas. Aproape jumătate de secol mai târziu, în 1981, un senator canadian se retrage într-un sat din Munții Înalței Portugaliei, îndolia după moartea soției sale. Are însă o companie dintre cele mai neobișnuite, un cimpanzeu, lol. Și aici, în acest sat, îndelunga căutare se va încheia într-un mod cu totul neașteptat. Un roman obsedant despre dragoste și suferința pierderii celor apropiați, plin de tandrețe, omor și nesfârșite surprize, o explorare fascinantă a sufletului omenesc. Nice! V-am zis, eu citisem de cartea asta de la începutul anului și m-am bucurat foarte mult că Polirom-ul a tradus-o deja. Sunt convinsă că traducerea e una bună și că de-abia aștept să-mi pun mâna pe ea. Și ultima carte pe care am primit-o de la ei este Jucătorul de șah de Stefan Zweig. Am impresia, dar nu sunt foarte sigură, s-ar putea să aberez că eu am citit o carte de acest autor și anume 24 de ore din viața unei femei, cred.
Dacă într-adevăr este același autor, cartea mi-a plăcut foarte, foarte mult. Prin urmare, sunt convinsă că și asta o să-mi placă. Din nou, este o carte subțirică, despre care aflăm următoarele. În anii de început ai celui de-al doilea război mondial, la bordul unui pachetbot ce se îndreaptă spre Buenos Aires, păi cei cu America de Sud în perioada asta, călătorii descoperă că printre ei se află un campion mondial de șah pe nume, nu pot să pronunț acest nume, talentul de șahist al jucătorului, fiul unui luntra sărac dintr-un sătuc slav, e dublat de o lipsă de educație apropiată de grosolănie. Nice. Printr-un concurs de împrejurări, acesta ajunge să se înfrute pe tabla de șah cu un grup de călători de pe vas, pe care îi învinge cu ușurință. Atunci însă intră în scenă, cu totul surprinzător, un personaj straniu, al cărui trecut recent este legat de jocul de șah, într-un mod tulburător și sumbru, ce implică o confruntare cu anchetatorii gestapoviștei Reichului nazist. Ideea de joc al minții capătă astfel o semnificație mult mai amplă, iar înfruntarea ce se prefigurează pe Pachetbot e doar ecoul alteia mult mai teribilă. Nice! Sună foarte bine! Nu știu, vedem. E scurtuță, probabil o să meargă foarte repede. Și mai avem doar două categorii, categoriile cărților cumpărate de mine și categoria Harry Potter, pentru că aici am să vă arăt mai multe lucruri. E bine, vara asta, spre deosebire de alte veri și spre deosebire de altor anotimpuri, mi-am cumpărat destul de multe cărți. Întâmplător, toate sunt în engleză. Nu am niciun motiv pentru care toate sunt în engleză, voiam să găsesc unul, dar nu există. Pur și simplu am dat comenzi la Ocean, mi-am cumpărat cărți din vari motive, toate în engleză. Asta este. Prima pe care vreau să vă arăt, ați mai văzut-o deja, nu se putea să înlisească din bibliotecă, este vorba despre Flowers for Algernon de Daniel Keyes, varianta în engleză a romanului Flori pentru Algernon, apărut la noi la editura Arthur. Nu are rost să vă mai zic cât de mult mi-a plăcut această carte, a fost pentru mine cartea anului trecut, cartea care mie mi-a plăcut cel mai mult anul trecut. Mi-am cumpărat-o și în engleză pentru simplul motiv că am avut-o la Book Club-ul pe care l-am făcut cu adolescenții, n-am apucat să o citesc în engleză integral, pentru că în momentul în care trebuia să-mi pregătesc Book Club-ul, încă n-a ajunsese cartea asta și că trebuie să lucrez cu varianta română, după care să o traduc în engleză, haos a fost. Dar a fost o ediție care mi-a plăcut atât de mult și cu siguranță acum mă leagă niște amintiri și mai plăcute de această carte. A fost ultima întâlnire de la Book Club în formula în care am fost tot anul trecut. A fost Flowers for Algernon, care este absolut perfectă. Nu știu, ador cartea asta și tot ce este legat de ea, o ador. Acum multe vreme am mai dat comandă de două cărți care au ajuns de-abia acum, dar pe care îmi doresc să le citesc de extraordinar de multă vreme. Prima este Station 11 de Emily St. John Mandel. Am impresia că s-a tradus și în română, dar nu sunt foarte sigură. O să caut informația și o să o pun aici undeva pe ecran dacă găsesc. Este o carte detectivă, din câte am înțeles, și știu că la vremea respectivă când a apărut, dacă mai țin eu bine minte, dacă nu confund cartea, destul de multă lume o compara cu Gillian Flynn ca stil, ceea ce automat pentru mine înseamnă că această carte trebuie să ajungă la mine. Și pe spate are un blurb de George R. R. Martin, ceea ce din nou este foarte mișto. Acum văd că a câștigat Arthur C. Clarke Award în 2015. Asta este un premiu mai mult de sci-fi, de literatură sci-fi. Eu nu citesc sci-fi și asta nu este o carte 100% sci-fi, sper. Dar oricum sunt foarte, foarte curioasă să văd despre ce e vorba. Foarte curioasă. Iar cartea pe care probabil am așteptat-o cel mai mult anul ăsta, nu vă explic cât de mult am vrut să pun mâna pe cartea asta, este vorba despre Purity de Jonathan Franzen. Cartea a apărut deja în română la editura Polyrom, în traducere, dacă vreți să o citiți. Eu am mai citit până acum două cărți de Franzen, și anume Corecții și Libertate, ambele apărute la Polyrom și ambele absolut perfecte. Am pus și cartea asta în top 5 cărți de citit în 2016. A doua carte pe care am cumpărat-o de la cei de la Ocean cu ocazia acestor reduceri este probabil cea mai mare greșeală pe care am făcut-o vreodată. Este vorba despre Still Alice de Lisa Genova. E bine, eu am văzut filmul Still Alice, care m-a făcut praf, deci cred că n-am mai fost atât de marcată de un film de foarte multă vreme. Ideea că personajul principal din această carte este o lingvistă care suferă de Alzheimer. Din păcate, pe mine chestia asta m-a lovit exact unde nu trebuia să mă lovească. Nu știu, m-a atins e mult prea personal subiectul ăsta pentru mine, așa că, na. Cu toate astea, o parte din mine a vrut să-și cumpere și cartea, nu știu exact de ce, cred că dacă filmul m-a distrus atât, probabil cartea o să mă omoare, efectiv. Vreau să citesc, nu știu, sunt masochistă, spuneți-mi cum vreți, dar
e ceva în mine care mă împinge să citesc cartea asta. E o altă carte pe care am cumpărat-o datorită sau din cauza, depinde cum vreți să vedeți problema YouTube-ului. Este We Are All Made of Stars de Rowan Coleman. O carte pe care eu am văzut recomandată de Alita Joy, cred că o cheamă. O să las linkul în descriere, este o youtuberiță americană. Mi-a plăcut foarte mult plotul acestei cărți. Din câte am înțeles, este vorba despre o infirmieră care lucrează la un azil de bătrâni sau cum aripa unui spital în care se moare. Scuzați, nu sunt deloc politically correct, dar cumva este înconjurată de persoane care sunt în ultimele săptămâni sau luni de viață. Dacă am înțeles eu bine, acest personaj principal scrie scrisori către persoanele dragi ale pacienților ei. Nu știu exact dacă le scrie în urma ceea ce a ajuns să cunoască despre persoanele respective sau dacă pacienții ei o roagă să le scrie aceste scrisori, nu știu mai multe de atât, dar mi s-a părut oricum o premisă atât de frumoasă și de-abia aștept să o citesc. Plus că arată minunat coperta asta, dacă mă întrebați pe mine. În ultimul rând, evident, secțiunea Harry Potter, care de data asta merită rubrica ei separată. Așa cum știți deja, mi-am cumpărat Harry Potter and the Cursed Child, îi dădusem o precomandă pe Amazon acum aproape 4 luni. A venit pe, nu știu, la 2-3 zile după ce a fost publicat, a ajuns bine, mulțumesc Amazon. Mie nu mi-a plăcut cartea asta, am făcut o recenzie, o să las linkul mai jos. N-a fost o carte proastă neapărat, dar pentru ce putea să fie, no way. Dar să nu mai vorbim despre asta, să vorbim despre lucrurile frumoase. Nu știu, mi se pare că vara asta totul s-a învârtit în jurul Harry Potter, pe lângă faptul că a fost hype-ul atât de mare cu The Cursed Child, dar pur și simplu am vorbit eu despre Harry Potter și am avut așa experiențe legate de Harry Potter mult mai mult decât în orice alt an. Deja știți că mi-am luat bilete pentru The Cursed Child pentru decembrie 2017, deci asta e o dată, să zicem că ar putea intra și asta la un haul, oricum. Dar am primit și multe cadouri legate de Harry Potter. Primul pe care vreau să vi-l arăt este acest jurnal, această agendă cu Gryffindor, pe care am primit-o. Este un jurnal clasic, cu pagini liniate, evident. Se găsește la Cărturești, dacă vreți și voi. Și am impresia că se găsesc astfel de jurnale pentru toate casele. Eu la suflet mă simt Ravenclaw, dar poate o parte din mine este și Gryffindor, cine știe. Oricum, nu știu exact pentru ce să folosesc jurnalul ăsta. Persoana care mi l-a oferit mi-a dat așa un indiciu, să zicem, sau o sugestie. Nu știu exact dacă o să fac chestia asta sau nu, dar, nu știu, îmi place. Deocamdată îl țin așa, pristine, îmi place. Și acum, următoarele patru lucruri pe care vreau să vi le arăt sunt primite de la vorul meu și de la prietena lui, care au fost deja la piesă la The Cursed Child. Prin urmare, au văzut și studiourile Harry Potter, a fost așa un Harry Potter visit la Londra, în adevăratul sens al cuvântului. Și mi-au adus patru suveniruri foarte, foarte frumoase. Primul pe care vreau să vi-l arăt este acest tricou. Acest tricou, o să pun o poză aici ca să nu mă vedeți în toată splendoarea mea de astăzi. Este un tricou cu Ravenclaw. Radu, vorul meu, mi-a dat un mesaj de la Londra și mi-a zis: zi-mi repede la ce casă ești, că nu mai știu. Ok, i-am zis că Ravenclaw, deși pe Pottermore am ieșit Slytherin, whatever, eu mă simt în sufletul meu Ravenclaw. Foarte frumos tricoul, dar mi-e foarte frică să-l port pentru că mie cred dacă îl spăl o să se strice, nu știu, mai vedem. Și iar alte trei lucruri pe care le-am primit de la ei au fost acest pin, tot cu Ravenclaw, evident. Mai primisem un pin, dar nu știu dacă de la ei sau de la altcineva pe care l-am făcut eu la rândul meu cadou. Era tot cu Ravenclaw și mă bucur foarte mult că am căpătat unul în schimb. Apoi acest semn de carte cu The Cursed Child, pe care încă nu l-am scos din ambalaj, după cum se poate vedea. Și în ultimul rând am primit în sfârșit o Chocolate Frog. Povestea a fost în felul următor. Radu mai fusese la Londra și mi-a mai adus o dată mie un Chocolate Frog care s-a pierdut în tranzit. Nu știm exact unde este. A dispărut de pe fața pământului acest Chocolate Frog, așa că mi-a luat altul, în schimb. Sunt foarte, foarte încântată de el. Am zis că o să fie primul lucru pe care îl mănânc o dată ce mi se termină programul de sport, pe care îl fac acum. Pentru că acum nu am voie să mănânc dulciuri, evident. Nu știu, de-abia aștept să o mănânc, de-abia aștept să văd ce criticică din aceea ce card mi-a picat. Foarte, foarte încântată sunt. Astea au fost toate cărțile pe care eu le-am primit, cumpărat, achiziționat și acumulat în această perioadă. Știu că sunt multe, sunt mult mai multe decât voiam să fie, sunt mult mai multe decât mă așteptam, asta este. Sper că v-a plăcut acest videoclip, mie mi-a făcut o extraordinar de mare plăcere să-l filmez. Nu uitați să dați un like acestui videoclip dacă v-a plăcut, un thumbs up, să vă abonați la canalul meu pentru că săptămâna viitoare, sper,
O să postez bookshelf tour-ul, m-am apucat deja să-l filmez și dacă reușesc să-l termin, o să-l și postez săptămâna viitoare. Și nu uitați să-mi spuneți în comentarii ce cărți v-ați mai luat voi vara asta. Până săptămâna viitoare, citiți cât se poate de mult și nu uitați să-mi spuneți și mie ce mai citiți. Bye!